Hackerul care a spart conturile de Twitter ale lui Obama, Elon Musk și ale altor celebrități a fost prins în Spania. Este un tânăr britanic de doar 22 de ani. Este a doua arestare în acest caz, după ce anul trecut a fost prins un tânăr de 17 ani, considerat creierul operațiunii. Cu mai multe informații vine acum de la Madrid colegul meu Felix Damian. Felix, cum a fost prins hackerul care a spart conturile celebrităților? Oana, este vorba de un tânăr de 22 de ani care se afla în Estepona, provincia Malaga, unde a fost localizat și prins de agenții spanioli. Suspectul a fost identificat de Departamentul de Justiție al SUA în persoana unui britanic pe nume Joseph O'Connor și este cercetat ca fiind unul dintre autorii celebrului atac de la Twitter din 15 iulie 2020. Operațiunea Portland a început cu investigațiile FBI-ului și poliția spaniolă a intrat în joc după ce au fost descoperite indicii că hackerul s-ar afla în peninsulă. Care a fost prejudiciul provocat de acest atac? O'Connor este acuzat de comiterea a 12 infracțiuni după ce a cerut bani prin postarea mesajului trimite $1000 și primești dublu înapoi pe 130 de profiluri pe Twitter. Autorii acestui atac, pentru că este vorba de mai mulți suspecți, au reușit să ajungă cu aceste mesaje la 350 de milioane de utilizatori care îi urmăresc pe fostul președinte al SUA, Barack Obama, pe Kim Kardashian, Bill Gates, Warren Buffett, Benjamin Netanyahu, Jeff Bezos, Michael Bloomberg și Kanye West. În câteva ore, autorii atacului au obținut $117.000 trimiși prin 415 transferuri realizate prin conturi de criptomonedă. Mie mi se pare incredibil cum acești hackeri au reușit să spargă atâtea conturi într-o singură zi. Ce au făcut și ce au spus anchetatorii? A fost într-adevăr poate cel mai răsunător atac informatic, pentru că personajele vizate sunt celebrități, dar din informațiile de până acum se înțelege că a fost vorba de un plan pus la cale de un grup de tineri și nu de o organizație puternică sau un stat care s-ar fi putut afla în spatele unui astfel de atac. Prin metode de inginerie socială, adică atunci când cineva te păcălește ca să-i dai acces la un cont, hackerii au obținut acces la conturile unor angajați de la Twitter care aveau acces la sistemul intern al companiei. Pe baza acestor identități, hackerii au obligat compania să blocheze temporar postările conturilor verificate și să anunțe că Twitter suferise un incident de securitate. Deocamdată știm că James O'Connor va fi anchetat în continuare și urmează să fie audiat astăzi de justiția spaniolă.